Dragilor, bun găsit! Deși cătina cu miere la borcan nu e chiar o conservă, face parte din tradiția noastră a românilor atunci când se apropie sezonul rece. E cunoscut faptul că avem în cătină mai multă vitamina C decât în citricele care sunt atât de scumpe în magazine. În plus, în perioada aceasta găsim cu ușurință cătină în piețe. Cine poate să o culeagă, o găsește și pe câmpuri, pe la marginea pădurilor. Așa că, de ce să nu profităm? Acum, ca să fim sinceri și să ne calibrăm așteptările, nu zice nimeni că dacă vom consuma cătină cu miere, nu mai răcim. Virusii sunt în jurul nostru, putem oricând să luăm un virus. Dar cu o infuzie de vitamina C, orice răceală sau orice gripă trece mai ușor. Totul natural, doar cătină și miere. Haideți să vă arăt cum mă pun eu la borcan. Firește, prima dată trebuie să spălăm bine cătina sub mai multe jeturi de apă. O lăsăm să se scurgă într-o sită și apoi o întindem pe prosoape de hârtie. Cătina trebuie să fie foarte bine uscată înainte să o punem în borcan și să o combinăm cu mierea. Profităm de ocazie și pentru că acum vedem cel mai bine bobițele, îndepărtăm eventualele impurități care s-au mai strecurat și îndepărtăm și bobițele care sunt uscate sau poate că sunt stricate. Lucrăm în mai multe tranșe, astfel încât să putem usca bine bobițele de cătină, apoi trecem la următoarea tranșă de bobițe. La rețeta asta nu avem nevoie de cantități, o să vedeți de ce. Luăm un borcan uscat și curat. Ideal ar fi să fie în prealabil sterilizat în cuptor, ca să ne asigurăm că nu avem acolo nicio bacterie care să ducă la fermentare. Și punem un strat de cătină, apoi turnăm miere cât să îl acopere. În felul ăsta, mierea turnată puțin câte puțin, are timp să coboare în borcan și să îmbrace toate bobițele fără să rămână goluri de aer. Într-un final, vom folosi această cătină cu miere la ceai. Așa că puteți să jonglați cu proporțiile după cum vă place. Puteți pune mai multă cătină în borcan sau mai multă miere în borcan, depinde cum vă place să beți ceaiul. Eu, sincer, prefer cât mai puțină miere și cât mai multă cătină, așa că am să insist să pun cât mai multe bobițe în borcan și miere doar cât să le îmbrace și să le conserve. Procedăm în felul ăsta până umplem borcanul și, în funcție de ce ne dorim, va intra mai multă sau mai puțină miere. De aceea am și spus că nu e nevoie de cantități. Dacă vi se pare că în borcan au rămas totuși goluri de aer, introduceți lama unui cuțit și mai faceți loc acolo, mai mișcați bobițele, astfel încât aerul să poată ieși la suprafață. Ultimul strat trebuie să fie de miere și să acopere bine toate bobițele de cătină, să nu avem bobițe uscate la suprafață. Borcanul meu este gata, așa arată, înfiletez capacul și am terminat. Nu vă sfătuiesc să faceți mai multe borcane cu cătină și miere decât puteți consuma, să zicem, într-o lună. Dacă aveți mai multă cătină, e de preferat să o păstrați la congelator și să pregătiți din nou un borcan cu cătină și miere după ce l-ați terminat pe primul. Eu am împărțit cătina cât am avut de data asta în două cutiuțe pe care le păstrez la congelator. Borcanul cu cătină și miere se păstrează la frigider pentru 3 luni de zile. Nu îl țineți la cald, nici în cămară, pentru că fermentează destul de repede, neapărat la frigider. Iar caserolele cu cătină la congelator pot sta și 6 luni de zile. Cum consum eu această miere cu cătină? Foarte simplu, în ceai. Îmi pregătesc ceaiul preferat, îl las să se răcorească puțin, și apoi iau o linguriță din borcan și îi dau drumul în ceai. Ceaiul trebuie să fie răcorit sub 40 de grade ca să nu distrugem proprietățile mierii, să beneficiem de tot ceea ce putem din borcan. Ideal ar fi să consumăm mierea cu cătină pe stomacul gol, dar, sincer, nu e metoda mea preferată. Eu prefer să o pun în ceai. Dragilor, sper să vă fie de folos rețeta și toate răcelile să vă ocolească. Numai bine!